Sfântul Apostol Andrei, noaptea strigoilor și a farmecelor. Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit pe data de 30 noiembrie. S-a născut în Galileea, în nordul Țării Sfinte. Din Sfânta Scriptură aflăm că era fratele lui Simon Petru. Amândoi au fost pescari alături de tatăl lor. Având în vedere că Andrei era evreu, nu se știe cu certitudine dacă numele Andrei era numele său real, acesta fiind de origine grecească. Potrivit cercetătorilor, numele Andrei era destul de prezent printre evrei încă din perioada secolelor 2-3 după Hristos. Potrivit site-ului creștinortodox.ro, pentru români, numele apostolului Andrei este legat de lupi. Se susține că acest nume, apostolul lupilor, derivă din vechea denumire a dacilor, daoi, care înseamnă lupi, dar și de la simbolul lor, care este lupul. Lupul era chiar un simbol al sanctuarelor Daciei. Legendele spun că acest animal a fost alături de daci la căderea Sarmisegetuzei și că cel care era căpetenia lupilor l-ar fi vegheat pe apostolul Andrei prin pustia Dobrogei spre peștera care i s-a oferit ca adăpost. Înainte de a deveni ucenic al lui Hristos, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Dorința de a-L urma pe Hristos se naște în el în momentul în care Sfântul Ioan rostește cuvintele: Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Însă chemarea sa la apostolie se face mai târziu și este relatată de Sfântul Evanghelist Matei. Pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, și le-a zis: Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după el. Evanghelia după Ioan menționează că Andrei l-ar fi dus pe fratele său Simon Petru la Iisus, spunându-i că l-a găsit pe Mesia. De aici provine caracterizarea lui Andrei ca cel dintâi chemat. În enumerările apostolilor, Andrei este menționat mereu între primii patru. Cu toate acestea, nu se numără printre cei trei pe care Iisus i-a tratat în anumite situații ca pe cei mai apropiați ai săi, și anume Petru, Iacob și Ioan. Scriptura îl descoperă pe Andrei la înmulțirea pâinilor și a peștilor și după învierea lui Lazar, când împreună cu Filip îi spune lui Hristos că niște elini veniți în Ierusalim cu prilejul sărbătoririi Paștelui iudaic doresc să-l vadă. Potrivit tradiției, teologilor și istoricilor, Sfântul Apostol Andrei a fost primul propovăduitor al Evangheliei la getodaci. În istoria bisericească, Eusebiu de Cezarea afirma: Sfinții apostoli ai Mântuitorului, precum și ucenicii lor, s-au împrăștiat în toată lumea locuită pe atunci. După tradiție, lui Toma i-au căzut sorții să meargă în Parția, lui Andrei în Sciția, lui Ioan în Asia. Calendarul gotic în secolul al IV-lea și martirologiile istorice occidentale din secolele 8-9 susțin și ele ipoteza misiunii Sfântului Andrei în Sciția. Tradiția că Sfântul Apostol Andrei a predicat la Sciți a fost reluată și de scriitori bisericești. De exemplu, călugărul Epifanie, în secolul 8,
în viața Sfântului Apostol Andrei, afirma că între popoarele evangelizate de el se numărau și sciții. Sinaxarul Bisericii Constantinopolitane menționează că Andrei a predicat în Pont, Tracia și Sciția. După un alt izvor, păstrat în același sinaxar, Sfântul Apostol Andrei ar fi hirotonit ca episcop la Odisos sau Odesos, Varna de azi, pe ucenicul său Amplias, pe care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește în fiecare an la 30 octombrie. Probabil este Amplias cel amintit de Sfântul Apostol Pavel în epistola către Romani. Prezența colindelor, legendelor, obiceiurilor din Dobrogea, închinate Sfântului Andrei, întăresc credința că acesta a vestit Evanghelia lui Hristos în țara noastră. Sfântul Andrei a murit ca martir la Patras, în Grecia. Deși nouă ne este cunoscută tradiția care afirmă că apostolul Andrei a murit pe o cruce în formă de X, se susține că această tradiție datează din secolul al XIV-lea. Nu se cunoaște data martirizării. Unii istorici îl fixează în timpul persecuției împăratului Nero, prin anii 64-67, alții în vremea persecuțiilor inițiate de Domitian, 81-96. În anul 357, moaștele Sfântului Andrei au fost așezate în Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol, cu prilejul sfințirii acestei biserici. Cardinalul Petru de Capua va duce moaștele Sfântului Andrei în Italia, în Catedrala din Amalfi, în timpul Cruciadei a IV-a. În anul 1462, în vremea papei Pius al II-lea, capul Sfântului Andrei ajunge la Roma, iar de aici a fost dus în Catedrala din Patras, în biserica cu hramul Sfântul Andrei. Peștera în care se crede că a viețuit Sfântul Apostol Andrei, cât timp a propovăduit pe teritoriul românesc, se află la aproximativ 4 km sud-est de localitatea Ion Corvin, județul Constanța. În actuala biserică din peșteră, în pronaos, într-o nișă, se află un fel de pat, scobit inițial în piatră, despre care tradiția spune că pe el se odihnea apostolul Andrei. În vara anului 1944, peștera transformată în biserică a fost sfințită de către episcopul Tomisului, Chesarie Păunescu. La scurt timp după aceasta, trupele rusești invadatoare au distrus-o. Abia după 1990, prin râvna cuviosului monah Nicodim Dincă, biserica a fost refăcută și redată cultului. Astăzi, mii de credincioși vin aici pentru a se ruga pe locul unde a trăit apostolul Andrei. Potrivit tradiției populare românești, în noaptea de 29 spre 30 noiembrie, lupii se adună, iar Sfântul Andrei împarte pradă pentru iarna care începe fiecărui lup. Noaptea Sfântului Andrei ar trebui să fie Halloween-ul românilor. Românii au o tradiție frumoasă pentru această noapte, care s-a transmis încă de la daci. Ziua Sfântului Andrei se cheamă și Ziua Lupului. Se știe ce a simbolizat lupul pentru daci. Dacă însuși steagul lor avea înfățișarea unui balaur cu cap de lup. Se credea și încă se mai crede și acum că în ziua de 30 noiembrie, lupul devine mai sprinten, își poate îndoi gâtul țeapăn și nimic nu scapă dinaintea lui. De aici și credința că își vede lupul coada. Ziua se serbează prin nelucru în casă,
pentru a nu strica lupii vitele. Primejdia nu este numai pentru vite, ci și pentru oamenii care îndrăznesc să plece la drum, în ziua când pornește și lupăria. Tot din cauza lupilor, nu se mătură toată ziua, nu se dă gunoiul afară, nu se rănesc grajdurile, nu se piaptănă, nu se fac zgârieturi, nu se face pomană și nu se dă nimic cu împrumut. Dacă stăpânii casei nu muncesc, lupul nu se poate apropia. Potrivit credinței populare, în această noapte vorbesc toate animalele, dar cine le ascultă ce spun, moare. La miezul nopții de Sfântul Andrei se deschid cerurile. În credințele poporului român de pretutindeni, în noaptea de Sfântul Andrei, pe 29 noiembrie, ies sau umblă strigoii. Strigoii sunt spirite ale morților care nu ajung în lumea de dincolo după înmormântare sau care refuză să se mai întoarcă acolo după ce își vizitează rudele la marile sărbători calendaristice. După relele provocate și locul unde activează, strigoii pot fi de apă și de uscat, de vite și de stupi, de ploi și de foc. Ei călătoresc pe pământ și pe ape, strigând și miorlăind, călare pe meliță, pe coadă de mătură, pe butoi sau în butoi. Se mai spune că ei dansează pe la răspântiile drumurilor până la cântatul cocoșilor. Când nu au cu cine să se războiască, se duc la casele oamenilor. Însă gospodinele iau măsuri de apărare, mănâncă usturoi, se ung pe frunte, pe piept, pe spate și la încheieturile trupului. Ung ferestrele, ușile, hornurile, scările, clanțele ușilor, boii și vacile la coarne, cleștele, lada și toporul. Pe alocuri, usturoiul este tăvălit mai întâi prin funingine. Unii astupă și hornul sobei. Noaptea de Sfântul Andrei este una dintre cele mai importante din an pentru vrăji și farmece. Fetele măsoară 9 ceșcuțe cu apă pline și le toarnă într-o strachină care se pune sub icoană. A doua zi în zori se măsoară din nou cu aceeași ceșcuță apa din strachină. Dacă va mai rămâne pe fundul strachinii apă, fie și câteva picături, atunci vor avea noroc. Dimpotrivă, dacă ultima ceșcuță va rămâne neumplută cum trebuie, atunci nu vor avea noroc și nu se vor mărita. În noaptea de Sfântul Andrei, ca să-și viziteze ursitul, fetele își pun sub cap 41 de boabe de grâu și dacă visează că le ia cineva grâul, se vor mărita. În seara Sfântului Andrei, toți ai casei, mai ales fetele mari și băieții, seamănă grâu în câte o strachină sau glastră cu pământ. Aceluia căruia îi va răsări grâul mai bine și va crește mai frumos, îi va și merge mai bine, va fi mai sănătos și mai norocos. În ajunul sărbătorii de Sfântul Andrei, este momentul propice în care pot fi protejate gospodăria și animalele în fața fiarelor de pădure. Pentru a reuși acest lucru, tradiția spune că toate obiectele tăioase trebuie legate cu sfoară și puse bine, să nu poată fi găsite în ziua sărbătorii. Toate muncile bucătăriei, începând de la tăiatul pâinii și până la gătitul mâncărurilor, trebuie terminate înainte de miezul nopții. Pieptenele este de asemenea obiect interzis de Sfântul Andrei, așa că toate coafiurile vor fi făcute în ajun. Timpul este limitat, iar femeile trebuie să fie pieptenate pentru a doua zi, înainte de miezul nopții. Dinții pieptenelui au echivalent simbolistic cu ghearele sălbăticiunilor și de aceea trebuie pus sub sfoară, bine legat lângă celelalte obiecte casnice tăioase.
Toate aceste obiceiuri funcționează cu folos în satele din Maramureș, iar oamenii spun că au fost și verificate de-a lungul sutelor de ani. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în anul 1995 ca sărbătoarea Sfântului Andrei să fie însemnată cu cruce roșie în calendarul bisericesc. Iar în anul 1997, Sfântul Andrei a fost proclamat ocrotitorul României. Ziua de 30 noiembrie a fost declarată sărbătoare bisericească națională. Înainte de a-mi lua la revedere și de a vă mulțumi pentru atenție, le doresc la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Apostol Andrei.